Bună ziua, bine ați venit la Economia Circulară. Discutăm și astăzi despre ce înseamnă și cum se aplică în România economia circulară, împreună cu invitata noastră de astăzi, doamna Mirela Drăgoi, director general al grupului de firme PetStar. Bună ziua, bine ați venit la RFI, vă mulțumesc pentru prezență. Bună ziua, mulțumesc pentru invitație. Așadar, doamna Drăgoi, de obicei începem această emisiune prin a-i ruga pe invitații noștri să ofere o definiție, nu de dicționar, ci una proprie a conceptului de economie circulară. V-aș ruga să faceți, să dați și dumneavoastră o scurtă definire. Da, pentru noi e simplu și în general trebuie să fie simplu. Sună destul de complicat acest concept de circularitate, dar el este simplu. Circularitatea înseamnă reutilizare sau reciclare. Ceea ce este foarte frumos și nu știu dacă toți am înțeles acest lucru este că circularitatea începe la noi în bucătărie, sub chiuveta din bucătărie. Acel gest mic al nostru de a decide ce facem cu materialele refolosibile, de acel mic gest depinde această complicată noțiune de circularitate. De aceea mie îmi place să spun că un pas mic pentru cetățean, dar un salt uriaș pentru comunitate. Deja noi simțim că acest concept a prins rădăcini frumoase în mințile fiecăruia dintre noi și ne bucurăm foarte tare să vedem în fiecare zi o grijă crescută pentru ce se întâmplă în mediul din jurul nostru. Da, mă bucur asta că. Da, vă spuneam că mă bucur că ați definit circularitatea plecând de la viața noastră de zi cu zi, cu acest exemplu foarte exact și foarte rupt din realitate, și cred că până la urmă aici așa trebuie să explicăm conceptele care, cum spuneați, uneori par mai aride, mai complicate. De fapt, ele țin de viața noastră de zi cu zi. Însă, dincolo de definire și de concept, v-aș ruga, doamna Drăgoi, să ne spuneți unde se află compania pe care o conduceți în acest lanț al circularității, care de fapt nu da și un cerc. Da. Aș vrea să dezvolt puțin ideea de circularitate și anume că ea pornește de la decizia fiecăruia dintre noi. Dar sunt foarte mulți jucători în acest circuit care trebuie să-și depună eforturile pentru ca circularitatea să se întâmple. Unde suntem noi? Suntem unul din acei jucători, aproape jucătorul final. Suntem grupul de firme PetStar care face reciclarea propriu-zisă. Ce facem noi? Luăm deșeuri PET, cumpărăm deșeuri PET de la colectori autorizate pe piață și le transformăm în materie primă pentru viitoare flacoane PET. Ce facem noi pare simplu, dar nu este deloc ușor. De ce? Implică tehnologie de înaltă calitate. Și mai mult decât atât, implică responsabilitate. Pentru că ceea ce livrăm noi este material avizat pentru consum alimentar. Și atunci trebuie să ai responsabilitatea producției unui astfel de material reciclat. Dar noi nu ne-am putea întâmpla și PetStar n-ar putea face acest lucru dacă toți ceilalți din amontele nostru, colectorii, salubriștii și până la bucătăria fiecăruia dintre noi nu ar depune eforturile de a colecta selectiv și a aduce spre reciclare deșeul PET. Da, e adevărat. Deci ne întoarcem, să zicem, nu la omul și activitățile sale curente. Spuneați că deci reciclați acest deșeu, aceste deșeuri de PET. Cât de multe deșeuri de PET aveți la dispoziție? Dacă
Sunt suficiente cele pe care le cumpărați, cum spuneați, din țară? Și dacă, eu știu, capacitatea dumneavoastră de producție este mai mare decât ceea ce lucrați în acest moment, v-aș ruga să ne spuneți, pentru a înțelege până la urmă unde ne aflăm cu industria de reciclare, din punctul dumneavoastră de vedere. În principiu, noi producem puțin și bun. Și cred că întreaga viziune de perspectivă a oricărei industrie de reciclare trebuie să fie aceasta. Versus ceea ce avem în România, capacitatea lui PESA Recycling este o capacitate mică. Ceea ce avem în România ca disponibil de masă de PET reciclabilă. De aceea noi ne gândim serios să extindem capacitatea în perspectiva următorilor 2 ani. Vă gândiți Dar alături de noi. Scuzați. Vă gândiți la câteva investiții, la o serie de investiții? Ne gândim, da, pur și simplu să lărgim capacitatea de reciclare PET pe care o avem. Suntem foarte concentrați pe tipul acesta de reciclare PET, pentru că pentru noi înseamnă o integrare pe verticală a business-ului pe care îl avem de 22 de ani. Noi suntem un antreprenor român prezent pe piață și unul din cei mai mari producători de preforme PET din Balcani. Această producție de granulă PET reciclată ne-a fost oarecum impusă de vremurile care vin sau urmează să vină, unde producătorii de produse îmbuteliate vor avea obligația de a avea un procent anume de material reciclat în interiorul fiecarei sticle de plastic. Dar altceva voiam să spun. Voiam să spun că odată ce PetStar a pus în funcțiune anul trecut această investiție de 30 de milioane de euro, este o investiție greenfield, o investiție notabilă ca opțiuni tehnice pe care le are, România poate să stea alături, poate să stea la aceeași masă cu orice partener european care face reciclare de PET de înaltă calitate. Acesta este avantajul nostru competitiv, să spun așa, și anume că facem puțin și facem bun. Ceea ce acoperă PetStar din volumul total de masă de deșeu de reciclat în România nu depășește 15%. Deci cred că loc de dezvoltare pentru cei care vor să se implice în businessul acesta de reciclare este destul. Și mai avem mult de curățat în România. Dar lucrurile merg spre bine și nu spun aceasta pentru că sunt antreprenor și trebuie să fiu optimist, ci o simțim, cred, fiecare dintre noi că viața de zi cu zi este mai curată în jurul nostru, deja. Da, așa este. Și încă o precizare, dacă vreți, doamna Drăgoi, să ne faceți. Ați spus că produsele dumneavoastră, înțeleg, granule PET reciclate, sunt, cum spuneați, sunt atent monitorizate și sub cu standarde de calitate înalte. Către ce industrie vă adresați? Cine cumpără aceste produse pe care le faceți dumneavoastră? Le cumpără cei care apoi folosesc preforma PET pentru a forma flaconul PET și pentru a-și îmbutelia produsele. Deci industria de băuturi răcoritoare, de exemplu, nu? Sau nu numai? Da, apă minerale, băuturi răcoritoare, berea este în mare parte îmbuteliată în flacoane PET în România. Este un specific al pieței românești de bere. Da, da, e adevărat. Adică berea aceasta pe care o știm deja la sticlă de plastic. Da. Bun, cum credeți că va evolua piața dumneavoastră? Mie personal îmi place conceptul acesta, mai bine puțin și mai puțin, să zicem, că nu e chiar puțin, dar mai puțin, dar de calitate. Însă, cum vedeți provocările de viitor în ceea ce privește această industrie, va juga? Provocările de viitor constau în această
Acest sistem de depozit care se pregătește să fie implementat în, în România. Sistemul de garanție returnare, despre care vorbim destul de mult, SGR-ul acela. Da, da, acel SGR. Realmente regulile jocului vor fi schimbate și de succesul implementării acestui sistem, cred eu, va consta cât de curată va fi România într-o perspectivă deloc îndepărtată. Înseamnă că așteptările sunt mari de la acest sistem, o să mai discutăm pe această temă. Însă, vă rog, aș fi vrut să vă rog să trageți o concluzie, doamna Drăgoi, apropo de rubrica noastră de astăzi. Care este concluzia dumneavoastră? Eu m-aș întoarce la ideea mea inițială, pentru că în mintea noastră stă totul, și anume, să nu uităm fiecare dintre noi când ne aflăm în fața coșului de gunoi de sub chiuvetă că țara e la noi acasă. Reciclează și tu. Da, aceasta este concluzia până la urmă. Cred că este o bună idee și un bun îndemn, pentru că până la urmă de la un gest simplu al nostru, al tuturor, al consumatorilor, fie că suntem, cum spuneați, în bucătăria noastră sau suntem pe stradă, fie că ne aflăm într-un spațiu comercial sau în natură, trebuie să ne gândim totdeauna la ce urmează după ce facem acel gest care pare simplu, și anume a arunca o sticlă de plastic. Această sticlă trebuie să ajungă la dumneavoastră, doamna Drăgoi, nu? Ca să o reciclați în bune condiții, să zicem. Sau la un reciclator. Sau la un alt reciclator. În momentul în care ajunge la PetStar, cu siguranță se va obține un produs de calitate care apoi să poată să fie reutilizat fără niciun fel de problemă într-un nou flacon PET. Mulțumesc pentru morală și pentru morala, să spunem, concluziei dumneavoastră și pentru prezența la rubrica noastră. A fost alături de noi astăzi doamna Mirela Drăgoi, director general al grupului de firme PetStar. Eu sunt Constantin Rudnitski, ați ascultat Economia Circulară, vă invit să rămâneți pe RFI, vă doresc toate cele bune, să ne auzim și să ne vedem cu bine!